Trecem mai departe și prezentăm regula lui Mim Sakin. Am vorbit de Nun Sakin, am vorbit de cele patru reguli ale lui Nun Sakin, azi vorbim despre Mim Sakin. Mim Sakin, adică Mim oprit. Mim oprit. Ori de câte ori vedem în Coran Mimul oprit, adică Mim cu semn deasupra, exact cum este Nun Sakin cu semn deasupra, deci citim în cazul acesta litera propriu-zisă, M. Aici, întotdeauna, așa cum era la Nun Sakin, în cazul lui Mim Sakin avem trei reguli importante. La Nun Sakin aveam patru, la Mim avem trei. Prima regulă, dacă după litera Mim vine litera Mim cu fetha sau orice alt semn, aici avem o regulă. Se întâlnesc doi de Mim. Primul este oprit, al doilea este cu semn, cu vocală. În regulă, în cazul acesta avem idgham. Regula idgham. Idgham ce înseamnă? A lua două litere și a le pronunța ca o literă dublată. Și în loc să zicem hum min, zicem hum min. Deci dublăm pe M. În cazul în care Mim se întâlnește cu B, în cazul în care Nun, Mim oprit, după Mim oprit vine litera B, litera B. Aici avem regula ihfa. Ihfa. Ihfa îl aveam și la Nun Sakin. Ihfa aveam și la Nun Sakin. Aici avem ihfa. În cazul în care Mim, după Mim Sakin vine litera B, nu mai pronunțăm pe Mim. Îl ascundem. Mim humbi. Humbi. Nu zicem humbi. Humbi. Ihfa. Se ascunde litera Mim, nu se pronunță evident. Îl pronunțăm ascuns. Și avem regula ihfa. Iar în cazul în care după litera Mim vin celelalte litere din alfabet, deci următoarele litere, restul literelor, să zicem, în cazul restului literelor avem regula idhar. 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 Idhar adică evidențiem. Pe cine îl evidențiem? Pe Mim. Îl pronunțăm foarte clar. Deci în cazul lui Mim, în cazul la 26 de litere nu avem problemă, se pronunță exact, normal. Avem normalitate, idhar. În cazul când se întâlnește cu B, avem ihfa, îl ascundem pe Mim, nu-l pronunțăm M, clar. Și în cazul în care se întâlnește cu M, avem idgham. Adică nu-l pronunțăm ca două litere separate, ci o singură literă dublată. Vom vedea când explicăm separat fiecare regulă și ca să nu confundăm, vom vedea că savanții musulmani au folosit alte denumiri pentru aceste reguli, pentru a nu le confunda cu regulile care le aveam la Nun Sakin. Pentru că vedem, la Nun Sakin aveam idgham și acolo, aveam ihfa și acolo, aveam idhar și acolo. Vom vedea când vom discuta separat și vom da exemple la fiecare regulă care este diferența dintre cele două reguli generale de care am vorbit.